Mehedințiul are cu ce se mândri. Sportivele din cadrul CSM Drobeta Turnu Severin, secțiunea Lupte Libere, antrenate de Elena Mijache, ne fac mândri prin rezultatele obținute. Popescu Silviana a obținut locul întâi la categoria U17 la Cupa României. Multă muncă și efort, însă rezultate pe măsură. Pe premisa asta merg și sportivele din cadrul CSM Drobeta Turnu Severin, secțiunea de lupte libere, iar alături de antrenoarea lor, Elena Mijache, au atins adevărate performanțe. De această dată vorbim despre Cupa României categoria U17, care s-a desfășurat la Buzia și unde Popescu Silviana a obținut locul întâi la categoria 61 de kilograme. Nu este însă primul premiu al sportivei. De 4 ani de când se antrenează la CSM Drobeta a obținut 4 titluri de campioană, iar viitorul sună bine. Antrenoarea Elena Mijache afirmă faptul că doar prin muncă și perseverență poți ajunge la astfel de rezultate, iar pentru CSM Drobeta Turnu Severin reprezintă o mare mândrie. În acest weekend am participat la Cupa României de U17 în localitatea Buziaș. Am obținut locul întâi prin Popescu Silviana și locul întâi la echipe. Ea a participat la categoria 61 de kilograme, a fost și selecția pentru europene, ea va participa la campionatul european din acest an și sperăm să vină acasă cu o medalie. În momentul de față este coptată la lotul național și a plecat în pregătire pentru un turneu internațional în Turcia, un turneu care va vedea nivelul la care este la ora actuală și internațional. Copiii din cadrul CSM Drobeta, secțiunea Lupte Libere, sunt extrem de mândri de rezultatele obținute de colega lor, Popescu Silviana, reprezentând un adevărat exemplu demn de urmat. Totodată, pentru că au fost cuminți și s-au antrenat, au primit și un panou care să-i reprezinte din partea municipalității. Mă numesc Petriș Sara și am 12 ani. De cât timp faci tu lupte? De 3 ani. Și ce părere ai de rezultatele obținute de colega voastră? Mă bucur foarte mult pentru ea și mi-ar plăcea ca pe viitor să ajung și eu ca ea. Să înțeleg că este un exemplu pentru tine. Da. Totodată, ce părere ai despre acest panou pe care l-ați primit cadou? Mi se pare un cadou foarte frumos și mă bucur că l-am primit. Să-mi spui cum te numești și ce vârstă ai tu? Albu Maria și am 11 ani. De cât timp faci tu lupte libere? De un an. Cum ți-ai descoperit pasiunea aceasta? Mi-am descoperit pasiunea aceasta văzând mai multe postări despre lupte libere și mi s-a părut un sport interesant. Totodată, ce părere ai despre rezultatele obținute de colega ta? Mă bucur foarte mult pentru ea și îmi doresc ca la europene să obțină tot locul întâi. Poți să spui că este un exemplu demn de urmat? Da. Totodată, ce părere ai despre acest cadou pe care l-ați primit? Este ceva special pentru noi, deoarece ne reprezintă, ca și sport, ca și persoane. Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, a susținut mereu tinerii și mai ales atunci când vine vorba de cei care practică un sport de performanță, așa că le-a făcut micuților cadou un panou care să-i reprezinte în totalitate, sub deviza "Luptă pentru visul tău". Vreau să mulțumesc primăriei Drobeta Turnu Severin și domnului primar Marius Creciu pentru că ne susține sportul nostru și ne-a susținut dintotdeauna. De aceasta și rezultatele vin pe bandă. Și vreau totodată să-mi mulțumesc pentru că în momentul de față am primit cadou acest panou care ne reprezintă și e chiar deviza noastră, luptă pentru visul tău. Copiii din cadrul CSM Drobeta Turnu Severin, secțiunea Lupte Libere, nu se vor opri aici, iar prin muncă și ambiție vor veni acasă cu și mai multe medalii, făcându-ne mândri.